Bombă în mediul de afaceri mehedințean. Controversatul afacerist Georgică Cornu a fost achitat. După ce DIICOT și DNA l-au vânat, plimbat cu cătușe și l-au arestat pe Cornu, judecătorii au constatat că faptele de spălare de bani și evaziune nu există. Georgică Cornu a fost în timp acuzat că prin tranzacții frauduloase succesive a scos din patrimoniul mai multor societăți comerciale bunuri cu o valoare foarte mare, care au ajuns în proprietatea firmelor pe care le administra, iar ulterior, prin radierea acestora, bunurile respective au intrat în proprietatea personală a unor apropiații ai lui Cornu. În doar câțiva ani, Georgică Cornu a ajuns la un imperiu de firme cu mii de angajați. Însă, rând pe rând, toate societățile sale au intrat în lichidare sau faliment.